Tragedie la plajă în a doua zi de Paști. Un tânăr de 21 de ani a murit după ce a fost înjunghiat. În urma unui scandal izbucnit luni seară pe strada Plopilor din Blaj, un tânăr de 21 de ani a murit. Din primele cercetări efectuate de echipa de poliție deplasată la fața locului, a rezultat că între doi tineri, unul de 18 ani și altul de 21, ambii din Blaj, s-a produs un conflict spontan în timpul căruia cel de 21 de ani a fost lovit cu un cuțit în zona toracică. Victima a fost transportată la spitalul din Blaj, de unde a fost transferată la spitalul din Alba Iulia, prezentând o plagă penetrată în zona toracică, fiindu-i afectat plămânul drept. Ulterior, acesta a fost transferat la un spital din Târgu Mureș, unde în cursul dimineții de azi a decedat. Cauza a fost declinată în favoarea parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru efectuarea de cercetări, iar autorul faptei este cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor.